venit cu mulțumire în casa lui. Această zi a Domnului de să ne bucurăm în ea, întâi în glorie, aleluia. Eu sunt fericit, eu sunt fericit, sunt fericit că El m-a mântuit. Eu sunt fericit, eu sunt fericit, sunt fericit că El m-a mântuit. Hosiana, laudă Domnului, laudă Domnului ce m-a salvat. Să fie Domnul nostru care ne-a salvat și în seara aceasta suntem răscumpărați, Domnule, adunați în numele Domnului. Vă invit să stăm ridicați în picioare și să cântăm această cântare care spune: uniți în templul tău sfânt, ne-am adunat, Iisus, să te chemăm. Și corul spune: ai promis că ai să revină. Credem aceasta și o și cântăm. Ai promis că ai să revii, te-aș
așteptăm a nostru Domn. Să ne duci în veșnicii unde să ne bucurăm cu tine o veșnicie. Ai promis că ai să revii, te așteptăm a nostru Domn. Să ne duci în veșnicii unde să ne bucurăm cu tine veșnicie. Când va suna trompeta și pe nor va apărea al nostru Domn, cei morți vor învia și spre cer vor zbura în paradis. Transformați de Domnul și la cerul ridicați voi și noi. Ce bucurii vor fi când El va reveni și la cer ne va răpi. Ai promis că-i să revii, te așteptăm a nostru Domn. Să ne duci în veșnicii unde să ne bucurăm cu tine o veșnicie. Ai promis că-i să revii, te așteptăm a nostru Domn. Să ne duci în veșnicii unde să ne bucurăm cu tine o veșnicie. Cred că Domnul Iisus Hristos tot ce a promis face. Dumnezeu, spune Biblia, nu este un om ca să mintă. Dumnezeu tot ce spune este absolut adevărat. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12, spune așa: Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic, și cel ce aude să zică, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții, fără plată, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dragii mei, noi nu suntem mântuiți după faptele noastre, dar vom fi răsplătiți după faptele noastre. Faptul că în această seară am venit la biserică e o faptă. Faptul că nu vii la biserică e altă faptă. Și pentru fiecare faptă, Dumnezeu ne va cere socoteală. N-am adus nimic în lume și nu luăm cu ea, din ea nimic când vom pleca. Și totuși, ducem ceva din lumea asta când plecăm. Ducem vorbele noastre care le-am rostit și de care vom da o mare socoteală înaintea lui Dumnezeu. Cum a spus Iisus în Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 12, în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Ducem din lumea noastră, când plecăm cu noi, gândurile care le-am nutrit de-a lungul vieții. Dumnezeu cunoaște ceea ce gândim. Și ducem faptele care le-am făcut. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, spune Eclesiastul. Și judecata aceasta se va face cu tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Aș vrea să ne judecăm faptele noastre, fiecare înaintea lui Dumnezeu, vorbele noastre și gândurile noastre. Pentru că s-ar putea plecarea să fie la noapte. S-ar putea plecarea să fie în timpul slujbei. S-ar putea să fie plecarea mâine dimineață sau oricum odată va fi. Însă atunci când va fi, Dumnezeu să ne ajute să fim gata. Mulțumim Domnului că suntem aici. Nu suntem mai buni decât alții. Bun este unul singur, Dumnezeu. Să ne rugăm ca Domnul să ne cerceteze în această slujbă într-un mod deosebit. Dumnezeu să umple vasele vieții noastre, al fiecăruia, cu prezența Duhului Sfânt, cum se spunea și dimineață. Haideți prin rugăciune să facem lucrul acesta. Amin.
Haideți așa cum stăm ridicați împreună cu grupul să lăudăm pe Domnul, să ne închinăm prin cântare. După care o să vă rog să ocupați locurile și vom mai face o rugăciune, ne vom ruga și pentru cei care trec prin diferite situații. Cântarea următoare spune: Tu ești Creatorul Universului întreg, toate le-ai creat. Ești Creatorul Universului întreg, Tu ești început și întregire tuturor. Stelele și luna, glasul Tău îl înțeleg. Marea și pământul, tot ce are viață, îți dedică existența lor. Toate le-ai creat, pe toate mâna ta le ține, toate spun că Tu ești Dumnezeu. Ai trimis umflarea ta și viață peste mine, mai mult decât orice ești, Tu ești Tatăl meu. Toate le-ai creat, pe toate mâna ta le ține, toate spun că Tu ești Dumnezeu. Ai trimis umflarea ta și viață peste mine, mai mult de tot ce ești, Tu ești Tatăl meu. Împărat al slavei, Tu luminii ești stăpân. Îngerii te laudă și oștirile cerești. Vin cu bucurie, viața mea să-ți o închid. Vreau să-ți simt prezența, să-ți ascult cuvântul, să te ascult șoptind că mă iubești. Toate le-ai creat, pe toate mâna ta le ține, toate spun că Tu ești Dumnezeu. Ai trimis umflarea ta și viață peste mine, și mai mult de tot ce ești, Tu ești Tatăl meu. Toate le-ai creat, pe toate mâna ta le ține, toate spun că Tu ești Dumnezeu. Ai trimis umflarea ta și viață peste mine, și mai mult de tot ce ești, Tu ești Tatăl meu. Vă rog să ocupați locurile pentru câteva momente. Dragii mei, în momentele care urmează, aș vrea să ne rugăm celui ce vine, acelui ce este în mijlocul nostru, dar va veni într-o formă vizibilă, așa încât orice ochi îl va vedea, spune Biblia, și îl vom vedea și noi. Dar în această formă invizibilă, când El este aici prezent, aș vrea să ne rugăm pentru cei care trec prin diferite situații. Așa cum am anunțat și dimineață, pentru săptămâna asta care vine, luni, marți și miercuri, aș dori să avem zile de post și de rugăciune pentru frații noștri care trec prin suferință. Fie frații mai puțin tineri, frații mai în vârstă, ne rugăm Domnul să le dea viață și sănătate, sau pentru frații noștri care sunt de aceeași vârstă cu noi, care sunt bolnavi, sunt în spital și viața lor este sub semnul întrebării. Doar Dumnezeu este Cel care poate să prelungească firul vieții. De aceea aș vrea să facem această rugăciune, să-L rugăm pe Dumnezeu, pe Cel ce poate, să se îndure și să lucreze în biserica aceasta.
Aș vrea să lucreze cu semne și cu minuni, așa cum spune în Matei Domnul Iisus Hristos în capitolul 28, când Domnul Iisus Hristos vorbește bisericii sau grupului de ucenici, când le spune că El va da niște semne ale celor ce cred în El. Există niște semne exterioare. Pentru botezul cu Duhul Sfânt există semne exterioare. Pentru nașterea din nou există semne exterioare. Pentru manifestarea Duhului Sfânt există semne exterioare. Și aș vrea aceste semne exterioare să fie vizibile și în mijlocul nostru. Depinde de fiecare dintre noi cum ne raportăm la Dumnezeu. Observați, când poporul lui Israel trebuia să ia o mică cetate în stăpânire, după ce au cucerit o cetate puternică și părea invincibilă, Ierihonul, cu ziduri de 7 metri lățime, înalte de câțiva zeci de metri, căptușite cu pietre, pe vârful lor era aproape un drum pe care se plimbau gărzile cei care păzeau cetatea. De sus puteau să arunce găleți cu zmoală sau minci de foc sau săgeți. La baza zidului era un șanț adânc, umplut cu apă. Era imposibil să te apropii de ziduri. Și Israel, fără artilerie de luptă, fără ostași pregătiți, oameni veniți din robie, ce puteau să aibă? Niște vase care le-au luat din Egipt și acelea în grabă. Trebuiau să cucerească această cetate și Dumnezeu le-a dat biruință. Zidurile au fost biruite din interior spre exterior. A fost un fel de implozie. Dumnezeu era Cel care a împins zidurile și s-au prăbușit. Slăvit să fie Dumnezeu! Dar au ajuns în fața unei cetăți mici și Iosua a zis, nici n-are rost să meargă tot poporul. Parcă nici n-are rost ca să ne mai rugăm așa mult lui Dumnezeu. O cetate așa mică, asta o biruim imediat. Și au ajuns să aibă un eșec. S-a aruncat la pământ și a zis, Doamne, de ce? De ce, Doamne? Ne-ai dat biruința asupra unei cetăți puternice și în fața unei cetăți care ni s-a părut nouă că e un nimic, rămânem de rușine. Scoală-te, i-a zis Dumnezeu. Poporul a păcătuit. Cum poporul? Cineva din popor. Și observați, sorțul căzând, știți, istoria s-a dus până pe Acan. Ce ai făcut, fiule? O, nimic, mai nimic. Nimic? Pentru cel păcătos, păcatul este un nimic. Pentru cel ce trăiește în păcat, păcatul devine o stare confortabilă și aproape insesizabilă. De ce ai vrut să ne nenorocești? Astăzi pe tine te va nimici Dumnezeu. Și l-au scos afară pe el, pe cei din casă, casa lui, și i-au omorât cu pietre. Unul singur. Să știți că Dumnezeu este un Dumnezeu foarte corect, drept, neprihănit. Și astăzi încearcă să se desacralizeze cuvintele sfinte. Am observat, nu se mai folosește cuvântul har, ci unele biserici folosesc cuvântul favoare. Păi favoare e mai sărac decât har de 1000 de ori. Pentru că în har se găsește milă, se găsește dar, se găsește o mulțime de sinonime care sunt mult mai bogate decât favoare. Harul lui Dumnezeu. Nu favoarea lui Dumnezeu. E harul lui Dumnezeu. Și un cuvânt care mie îmi place foarte mult, har. Niciodată să nu-l schimbați cu favoare. Favoare fac eu la unul sau îmi face altul mie o favoare că nu merge el, merge el în locul meu și face nu știu ce, asta e o favoare. Dar un har explică mult mai multe. Sau, au înlocuit cuvântul neprihănirea lui Dumnezeu cu dreptatea lui Dumnezeu. Păi în cuvântul dreptatei numai au ceva drept. Dar în neprihănirea lui Dumnezeu se găsește și sfințenie, se găsește și dreptate, se găsește și tot ce vrei acolo. E un cuvânt mult mai bogat care explică ceea ce înseamnă neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, în fața acestui Dumnezeu care este minunat, care ne-a arătat har, tu poți să fii unul care să ajuți lucrarea lui Dumnezeu sau care să încurci lucrarea lui Dumnezeu. Să faci să crească biserica sau să faci să scadă biserica. Dar pentru toate faptele, într-o zi, vei da, voi da, vom da, socoteală înaintea lui Dumnezeu. Unul singur, n-a fost tot poporul, dar a fost principiul, toți pentru unul și unul pentru toți.
De aceea aș vrea fiecare să veghem în dreptul căii noastre, câtă vreme putem, să nu ne abatem de la harul vieții, de la dreptarul învățăturilor, de la neprihănirea dată și credința dată odată sfinților pentru totdeauna. Să ne ajute Dumnezeu să fim un plus pentru lucrarea lui Dumnezeu și nu un minus. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să luăm în serios poruncile lui Dumnezeu. Să luăm în serios acest Dumnezeu despre care s-a vorbit și dimineață. Este un singur Dumnezeu care se manifestă în trei persoane divine distincte, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și toți sunt sfinți, neprihăniți, uniți. Dumnezeu să ne ajute să-L slujim pe acest Dumnezeu cu seriozitate. Aș vrea să ne rugăm pentru cauzele care le-am enumerat, vă rog să vă ridicați. Și dacă mai sunt și alte cauze, vă rog să ridicați o mână, să le aduceți cu o mână ridicată înaintea Domnului și Domnul să privească aceste mâini ridicate înspre Dumnezeu și în seara asta Domnul să-ți răspundă cauzei care ai adus-o înaintea Domnului. Dumnezeu știe, cunoaște bine cauza. Amintiți-vă de Ana care nu m-aș mișca buzele, dar plângea din toată inima. Și nici nu știa Eli ce spune și a făcut impresia preotul că femeia asta a venit și era biată la slujbă. Dar după ce a realizat în dialog că nu este beat, a zis, Dumnezeu să asculte rugăciunea ta. Zic astăzi, uitându-mă peste dumneavoastră, Dumnezeu să vă asculte rugăciunile. Haideți cu toți să ne închinăm lui Dumnezeu. Thank you.
Haideți înainte să ocupăm locurile, să dăm mâna unul cu celălalt, să le salutăm cu pacea Domnului Iisus Hristos. Dorim pacea Lui să vină peste noi, peste fiecare. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare. Ne bucurăm să fim în casa Domnului, vă salutăm pe toți și dacă sunt musafirii, salutăm. Dumnezeu să îi binecuvânteze. Aș dori pentru început fanfara să se pregătească să onoreze pe Domnul cu o cântare. După fanfară, aș dori fratele Lelu Boha să se pregătească să laude pe Domnul cu o cântare. În timp ce fratele Lelu Boha cântă, rog copiii să se pregătească să vină aici sus și vor lăuda și ei pe Domnul cu o cântare și apoi corul Bisericii Maranata va slăvi pe Domnul cu o cântare. În această seară vom asculta două mesaje, primul mesaj în limba engleză, al doilea mesaj în limba română. Fratele Jean Meseșan va predica în limba engleză, Domnul să-l binecuvânte, iar fratele Aurel Boha va predica în limba română, Domnul să-l binecuvânte. Doresc binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi toți. Fac acum și anunțurile ca să câștigăm timp pentru marți, dacă Domnul ne ține. Vom fi aici la rugăciune, pentru cei care veniți la rugăciune, pentru cei care sunteți aici în sală la tineret cu tinerii, ne vom întâlni și vom onora pe Domnul. Miercuri avem ședință de comitet de la ora 7, rog toți frații să fie prezenți. Joi avem slujbă divină, sâmbătă la ora 6 p.m. Vreau să ne întâlnim cu toți frații care slujesc la îndemnuri, la rugăciune sau la predică, sau cu cei care doresc să slujească, nu-i niciun păcat să dorești. Biblia spune, dacă râvnește cineva să fie episcop, să fie în slujbă, dorește un lucru bun. Nu mai există niște condiții biblice care trebuie îndeplinite. Urmând ca duminică, dacă Domnul ne ține în viață, să ne reîntâlnim în casa Domnului. Duminică vreau să vă anunț, cum am anunțat și dimineață, vreau să avem un fundraising pentru tinerii care vor pleca în misiune în România pentru 2 săptămâni. Atât dimineața cât și după masă. Am înțeles că tinerii s-au organizat chiar să ne și îndulcească. Vor să aducă înghețată sau prăjituri și noi să facem donații în virtutea acestor. Așa că dacă mai sunt surori care vor să facă prăjituri în scopul acesta, Dumnezeu să le răsplătească, mă rog Domnului, să le răsplătească și să ia legătura cu sora Suzy Damian, pentru că ea organizează această acțiune. Dumnezeu să binecuvânteze toate surorile noastre. Și știm că fac prăjituri foarte bune, se vede și pe noi, că încercăm să slăbim și numai nu reușim, pentru că ne plac dulciurile. Dorim Dumnezeu să binecuvânteze biserica. Aș vrea să lăudăm pe Domnul așa cum am anunțat și apoi continuăm slujba din această dupămasă. Tuturor, bun venit, Dumnezeu să ne binecuvânte pe toți. Amin.
o zi. Atât este tot ce-mi doresc. Slavă Iisus! Eu sunt un om, sunt doar un om. Ajută-mi, te rog, să plec mai mult ce pot a fi. Să cred mai mult în al meu dor. Învață-mă să te slujesc timp de o zi. Un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi doresc. O, de cu putere, ce-am de făcut, că cine nu știe, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Nu știu timp cu viața mea.
Slăviți să fie Domnul! Dacă aveți Biblie, haideți să le deschidem împreună la Faptele Apostolilor, capitolul 17, ne ridicăm cu toți în picioare. Vreau să dau citire de la versetul 22 în jos. O să citesc pe limba română. You may follow in English on the screen, since we will preach both in English and Romanian. I will read the text in Romanian. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 22. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și a pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viață, suflare și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-un singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuințelor lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbăind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viață, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscuțința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea de morți, unii își băteau în joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Aceștia era Dionisie, Areopagitul, o femeie numită Damar și alții împreună cu ei. Amin. Vă invit să luați locurile. Excuse my Romanian, but also excuse my English, because sometimes I feel that I speak neither Romanian nor English. I speak neither. So excuse either one of them being here, being born in Romania and then coming to school here. Sometimes you feel like you don't know either language, right? Here you're like a Romanian, you're a foreigner, people call you out, they're like, where's your accent? When you go to Romania and you will see, they're gonna say, vine americani, right? So it's okay. I think that God can use us in both contexts. If we stay close to Him, He can use us here and there. We are valuable before God. I want to share a message with everybody, especially the younger people, because I know the English message is focused mostly on the young people, but it's focused for everybody. And I want us to think tonight about tonight. I want you to think, you don't have to put that yet, I'll put it up. I want you to think about the fact that you came to church tonight. We do it so much and so out of routine that sometimes we are in danger of coming to church subconsciously. I'll give you an example. I come from North Peoria to our church and I drive on the 101, and to some who don't know, the 51st Avenue, it's closed. Well, I saw it was closed 2 weeks ago, but after a week, after 3 days, I still went through there and I still had to avoid and go around because I'm wired in such a way that I come to church and I drive to church out of routine subconsciously. I don't think that I'm gonna take 51 and drive to the 43rd Avenue. I just do it.
And I have to stop. I had to stop. And my kids keep asking, where are we going? They think we're going like In-N-Out or something because we're going a different route to church. Or we're going a different route to home. And they think we're going out somewhere. And I'm like, no, we're going home. Trust me. But like, no, this is not the way. We know it's not the way. It's a different way. But we're still going home. Don't worry. We do things subconsciously. We don't think about the things that we're doing. We're just doing them. And that's okay. Some of us might be able to just live on our brainstem. That's all we need. Because we don't think about breathing, right? You don't think like, I need to take another breath. No, you don't think about that. You do, and God made us in such a way to do things subconsciously. You can drive and eat and listen to music or a podcast. And I've seen people like shave and do all sorts of stuff while reading a book or something, all at the same time. Because a lot of things we do, they're subconscious. We don't do them intentional. We don't think about the things that we're doing, right? And the danger becomes, coming to church can become such a routine where we do it subconsciously. And that is why many times we exhort people and say, brothers, let's pray. Let's draw near to God. Let's draw near to God. Let's pray. Let's ask the Holy Spirit to fill us. And we go home the same way. Why? Because we come with certain expectations subconsciously. We know nothing's going to happen. We know it's going to be the same kind of night. We know it's going to be the songs and the choirs and so forth. And we're doing things subconsciously. And that's a danger for us. Because we can think about God in our subconscious. We think we know God so great, yet we know Him so little. We know God so little. And we have plateaued, many of us, thinking we know so much about Him, but we don't. We don't. Because God is so great beyond our comprehension and our understanding that we cannot grasp not even a tiny bit of who God is. That's why this month we're talking about the character of God. We're trying to grasp a glimpse of who God is. In this passage, and I've titled my message, What God Is and What God Is Not. Now, sure, there's the book of Acts, and I wanted to go a little bit in the context, just so we understand where we're at. By the way, on Thursdays, we're going to start doing a Bible study on the book of Acts as we continue from the book of John. So come on Thursdays to church. But we see in Acts 9 the conversion of Saul. Then we see Barnabas along brings Saul, which is Paul, right? His name is changed. He brings Saul to Antioch, introduces him to the people there, to the Christians there. Because during that time, Saul is still believed to be a threat. And Barnabas, along with Saul, they're called to go on a mission trip. The Holy Spirit sets them apart and calls them to go on a mission. And in Acts 13 and 14, we see the first missionary journey that they go on. In Acts 15, we see the Jerusalem Council over circumcision. Are Jews still required to keep the law in order to be saved? And the answer was no. All they had to do was believe. Faith was the only requirement for salvation. We cannot add anything to faith or grace by faith. We cannot add anything to salvation. It is our faith in God. And then we see the second missionary journey, Acts 16 to 18. And this is where we're at in this text. In Acts 16, Timothy joins Paul and Silas. No longer is Paul with Barnabas because they fight over John Mark. John Mark deserted them, left them in their first missionary journey. And now Paul takes Silas. Barnabas goes with John Mark. They split ways and they go in their own ways. Timothy joins them. Paul has a vision at night to go to Macedonia. And sure, he goes to Philippi. He's imprisoned there. He goes to Thessalonica. At Thessalonica, there's a mob that forms, and they want to kill Paul. They don't like the message. And Paul has to flee. He goes to Berea. In Berea, it says the people were more fair-minded, were more noble-minded, meaning they were more they were nicer in a way that they were receiving what Paul was saying. And daily, they would go home and search the scripture to see what Paul was saying was actually true or not. Well, the problem is Paul cannot stay long at Berea because the mob that was at Thessalonica, they're following him. And so he has to flee, and he flees to Athens, and he's by himself. And he goes to the Areopagus,
Areopagus is the area, it's the central hub for all the ancient philosophers, the Epicureans and the Stoics, everybody who's basically interested to hear new ideas and philosophy. And all they would do is just talk about, what do you think about the earth? How round is it? Is it square? Is it this? And they would just talk their brains out all day, every day, try to find some new ideas. And they had a lot of, and Paul says, he says, I commend you. I commend that you are so religious. I see so many idols. I see so many gods. I even see a stone where it says to the unknown God, well, that's the one I want to talk to you about. The one that you do not know. And his name is Jesus Christ. And he's the one that died on the cross. And he rose the third day. And he's coming to judge the world. And when people heard that, they're like, wow. They did not want to hear anything about the Jesus. They thought he was, it was not up to their standards in the days. And so, in the passage, in the sermon that Paul has at the Areopagus, or it's also called the Mars Hill, because it was on a hill that it was a area of stone, and that's where they would meet. It was a hill part, and basically, the message of Paul, he talks to them and he says about God and the character of God. And I want to draw those ideas that Paul speaks to the Athenians, and I want us for us to understand those things. Now, subconsciously, we know God. Or we think we know God. But if we think consciously, we understand we don't really know God or don't know much about God. My desire for tonight is for us to know him a little bit more. And not just here in our brains. Because it's good to have a lot of brain knowledge about God. But my desire for all of us is that we may know him here as well. That we may know him personally as well. Not just to have an idea about God, but to also know him on a personal level. You can say, I know Donald Trump, and you can know facts about him, and you can say, I know where he was born, how many kids. You can say facts about whichever personality you'd like, and you can say, I know him very well. The problem is, he doesn't know you. You may know him, but he doesn't. Why? Because there's no relationship. And you can say, I know God, a whole bunch. I know so many facts about him. Yet you may not know him really because he doesn't know you. And so tonight I want us not just to know more facts, but I want us to deeper dwell in our relationship to know him personally so he can know us. And so here are four things that God is not in the passage that we read. Okay? In verse 24, it says that God who made the world and everything in it does not dwell in temples made with hands, since he is the Lord of heaven and earth. So God is not contained in this creation. One thing that we have to understand is that God is not contained in his creation. God created this world. Yet God is greater than this world. God created the galaxies, and we're going to look a little bit at the galaxies. But he is above all of that. We cannot take God and say, God is here, and he's only here in this church. God is not like that. God is omnipresent, right? He's everywhere, at all times, in all places. However, God chooses to manifest his presence here, just like we see in when the temple was inaugurated. It says that the presence of God was so thick that there was like a smoke coming in, and people, the priests had to leave because the presence of God was manifesting. Now, was God not omnipresent there? He was. But he was manifesting his presence. Yet, even though God is manifesting, he's present here, he's not contained. He's not contained in my heart. God is not all there is, and he's just here. That's it. I have him in my pocket, and I got God here. No, it doesn't work like that. God is too great for that. God is too big for that. The world that he created does not contain him. He contains the world. He holds the world. We'll talk about that, what God is actually is. Also, God is not dependent on his creation. In verse 25, it says, nor is he worshipped with man's hand as though he needed anything, since he gives to all life, breath, and all things. God does not need our worship.
Did you know that? God created us to worship Him. He desires that we worship Him. He wants us to worship Him, but He doesn't need our worship. I know maybe we don't like that. We think that God is dependent on us. There's so many people that like other people to be dependent on them. Like, maybe you're the best person at your job, and you think, if this company doesn't have me, they're going bankrupt. If this church doesn't have me, this church is no good. It's going to be in shambles in 2 years. Give it 2 years max, it's done. I want you to know, brothers and sisters, young people, that God can do without us. Amen? No amens there, right? We don't like that. God can do without me. He can do without you. Amen? It's true. We don't like it, but He can. Yet He loves us. Yet He shows us. Yet He wants us to come to Him. He wants us to worship Him. But don't think for a second that God needs us. Don't think that God is less God if we no longer worship Him. If we no longer come to church, what do we think? God is going to be bothered and He's going to cease to exist, poof, and just disappear because we're not worshiping? No, brothers and sisters. God is not dependent on us, but we are dependent, so much dependent on Him. Every breath and life, and every time we breathe in air and we take a breath of air and another breath of air, it's because He gives it to us. It's because He provides that. He gives it breath and life and everything that we have. You're here at Maranatha tonight and clothed nicely and dressed nicely because He has done that for you. And He has done for us, for all of us. He's provided salvation. He's provided all the blessings that we have. And yet, He's not dependent on any of us. So we have to have a proper understanding of Him and of us. God is not far from His creation. It says in verse 26 and 27. Let's read 27. So that they should seek Him. He has made from one blood. Sorry, we'll start 26 to understand better. He has made from one blood every nation of men to dwell on all the face of the earth, and has determined their pre-appointed times and boundaries of their dwellings, so that they should seek the Lord in the hope that they might grope for Him and find Him. To grope for Him, it means you're blindfolded and you're trying to find Him, and he's very close. And if you try hard enough, you're going to grab Him. That's what it means. Though He is not far from each one of us, our God is transcendent. When we talk about the transcendence of God, we're talking that God is so great and so majestic and beyond our comprehension that it would be no way for us to get to Him. Yet God is also immanent. Immanence of God means He is very close to us, even in our hearts. And we can talk to Him. And I wanted to provide a picture that you're probably not going to see much, and don't worry about it. You don't need to see much. But each picture, there's six of them. It's very hard to see. It's better to see it on the TVs. But each picture paints and zooms out more and more. One is of the earth. One is of the solar system. The solar system mass is 333,000 more than the earth. 333,000. Now we go to the Milky Way. We'll skip the other one because it's too much anyways. Milky Way has approximately 40 billion sized or Earth-sized planets. The Milky Way has 40 billion Earths, okay? That's the Milky Way, and we're not done yet. The Milky Way has the distance extends of 100,000 light years across. I didn't even know what a light year was. I'm like, what is this? Light year, buzz year, what is this? I didn't even know. I had to go look it up. A light year is because it's not time, it's measurement. One light year is 6 trillion miles. 6 trillion miles. Do you know how much that is? It's a lot. I don't know, but it's a lot, okay? The distance in the Milky Way, it's 100,000 times 6 trillion. So 600,000 trillion years. Or miles to travel it. Then we go to the local galactic group. There's 47 galaxies. Milky Way, it's just one galaxy. This one has 47 galaxies.
Then there's superclusters, okay? It's very, I'm trying to understand it. I can't, but I'm just providing you some numbers. It just means a lot. So the supercluster has about 35,000 galaxies, and it extends at 1.37 billion light years. Remember, one light year is 6 trillion miles. This is 1.37 billion light years. The supercluster, 35,000 galaxies. And this is only, the local supercluster, it's only 10% of the observable universe, not the whole universe, just the one that we can see, the one that scientists can actually see. And the observable universe spans over 20 billion light years, has about 10 billion superclusters, and has, and I think I put it in there, has that many stars, okay? That's 30 billion trillion stars. And you know what it says in Psalm 147? Open with me if you have your Bibles, please. Let's open to 147. Psalm 147, verse 4. It says that God, He counts the number of the stars. That's 30 billion trillion stars that we can observe. Not that they exist, but that's the only ones we can observe. He counts them and He calls them all by name. That's God. That's who our God is. We can't even get close to a star. The Bible speaks that He knows all the stars. He counts them. He calls them by name. This is how great God is. And the beauty of it in Luke chapter 12, even though God is so great and beyond that we can imagine, it says that He knows the hair on your head. He knows the most intimate things in your life. He knows all the seconds of your life's history. We don't know it. What did you do 3 weeks ago and 7 hours ago? What did you do? Do you remember? Anybody? Nobody remembers. Nobody knows. But God does. God does. God is so great. And even though He's so great, He's so close to us. And this is the last thing. God is not matter like His creation. We're trying to understand that God is like this and God is like that. It's not. That's why the second commandment that was given to Israel and applies to us, it says, do not make an image. Do not make an image and worship a false idol. Why? Because it's unfair to God. We cannot make an animal and say this is our God, because that's not who God is. He knows 30 billion trillion stars. He's not like a, you can make him 100 wings creature or a million wing creature or all the gold, put it together and make, it's not fair to God, because God is so great. God is not matter. He's not like this, the way you can see us. The way you see God is with your heart, with the eyes of your spirit. And that's why the Holy Spirit is needed. So God is not matter just like us. When the Bible speaks that He takes us in His wings, it doesn't mean that God has wings. It's a metaphor for us to really understand, grope a little bit to understand a glimpse of who God is, that He wants to take us and care for us and love us. When we hear that His hand is not too short, it's not like He has a huge hand and it's very, very long. It doesn't mean that. Or His ears are dull, that He cannot hear. It doesn't mean He has big ears and very clear. No, it doesn't mean that. Those are metaphors so we can understand a little bit of who God is and who we're dealing with here. And I'm going to talk at the end, but when I'm thinking consciously about who God is, not subconsciously, but consciously, I fear and tremble before this God. That's why when men of God like Isaiah or John, when they come in the presence of the Almighty, they say, I'm undone. I'm basically, every fiber and cell, it's just opening up and opening sight and just laying on the floor, because I don't know what to do in the presence of God. This is who God is, brothers and sisters. It's greater than our problems. Well, we talked about who God is not. Let's see who God is.
God is the creator of the world. He created everything that we see. Don't tell me that you think this beautiful iPhone and this beautiful iPad and everything that you see here has just been big bang and is just created. We don't believe that. We're smarter than that. We know somebody created the iPhone. We give him credit. We know that somebody built this sanctuary, even though if you're not here when we build this addition, I can tell you somebody built this. Maybe you're not here. Trust me, it wasn't a miracle. It just came together. It would be nice for us to pray to have a salat de mese lights in Yerugam, all of us in bada bing, bada bang, and then salat de mese in just a second. I mean, God can do it, right? He's not going to do that. He's going to make us pay money, sacrifice, but it's going to be done. Why? Because somebody is putting work and they're creating it. This world has been created. I don't want to go into details about the human body because I'm already in overtime, but God is the creator of the world. God is the sustainer of the world. Think about 30 billion trillion stars. He sustains them all. He sustains all your life. He sustains everything that we do. And Hebrews chapter 1 talks about Jesus, and he says that he is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and upholds the universe by the word of his power. Last week, we talked about the fact that God is the creator. He created all things out of nothing, ex nihilo, which means out of nothing, out of thin air, out of nothing. He just said, let it be, and it was. We can't do that. We can't create things. We can't say, let there be this. We can't. We don't have the power. God does. Not only does he create by the power of his word, but he upholds by the power of his word. We're alive, we're well, we're here because he sustains everything. He also is in control of the world. He's in control of America, even if Biden wins again this year. Now, nobody wants to win him, right? We don't want him to win. But if Biden wins again this year, is God still in control? Yes, he's still in control. It doesn't matter who wins. I mean, we want somebody to win, right? We don't want Biden. We don't want the Democrats, right? But regardless of what happens, we have to know God is in perfect control. He's in charge of the church. He's in charge of your family. He's in charge of my life. And the temptations that you say, I can't take them anymore, he's in control of all of that. God is in control of all things. He's in control of governments, of the world. So many people talk so much about the revelation and the end times, and they're scared. They're scaring people. I talked to somebody recently, and they're like, man, you know, prophecies, the end time. I'm a little scared. I don't know what's going to happen. Should I get a bunker? No, you don't need to get a bunker. God is in control. He sustains. He is in the control of the entire universe. And lastly, God is gracious to the world. In verse 30 and 31, it says that he sent Jesus to save the world. God is gracious. He's full of grace and mercy towards you and I. Even though we're undeserving and so small and so insignificant, yet he cares for us. And he loves you. And he loves me. And he loves his church. And he loves the people that we hate. He loves them. And he wants them to be saved. He loves us while we're still alive. He is grace to us and mercy and love, so we may turn to him. What are these things should do to us? What is the proper response? There's three things, and with this I want to end. Number one, we should be humble before God. Knowing who God is, knowing the power of God, knowing the tremendous majesty of God, we should be in awe and fear and tremble, not coming here thinking we're something. We're nothing. We deserve nothing. Yet God is so good, and we should come humbly before God and every single day say, thank you, Lord. Thank you, Lord. I remember somebody said, and I said this many times before, somebody, a preacher once said, when I was young, I remember it to this day, he said, if God would tell us to get on our knees on glass, the entire life we have, it's worth it for what's coming for us.
It's worth it. And God doesn't ask you to get on your knees and walk your entire life on glass. All he asks is to love one another. It's to love him. It's to spend time with him. It's to come here and worship the Lord. Little things. Comforting things. And we don't even do that. We should fear. And we should be humble before God. We should have a desire to know more of God. Don't think you know him because you know something. I was talking to somebody. Whoever thinks they know, they don't know. Whoever thinks they know stuff, they don't. And those who think that, man, the more I'm reading the Bible, the more I realize I don't know God. That's when you start knowing. That's when you're starting to learn. That's when you're starting to learn and to know. Have a hunger. Have a desire for God. And lastly, be dependent on God. He's in control. He sustains. He creates. He can do in your life more than you can imagine, whatever your situation may be. So my question to you all is, what is your answer to this great God, to this wonderful God that we subconsciously think we know, but we don't? It says that when they heard about the Jesus, when they heard about this, the resurrection, when they heard about this great God that Paul was preaching, it says that the first group of people, they mocked, they laughed, they rejected. We don't want to know about this. Some said, we will hear you again on this matter next time. In other words, it's a nice way of saying no, thank you. But then it says, however, some people, they joined Paul and they believed. Do we want to believe in God or do we want to mock God? Do we want to say next time, let us believe in God? Amen. Amen. Stau și mă gândesc cât de mare Dumnezeu avem. Cât de mult a creat. Totuși, să venim cu gândurile noastre înapoi pe pământ și să lăudăm pe Dumnezeu nostru care este și aici în mijlocul nostru. Vorba uneia zice, după ce au ascultat un mesaj unde s-a prezentat prezența lui Dumnezeu peste tot și zicea, miracolul că avem un Dumnezeu atât de mare, dar care încape și într-o inimă micuță. Slăvit să fie Domnul că a intrat și în inima noastră. Haideți acum în cele ce urmează, timpul ne presează foarte tare. Aș dori fanfara să mai laude pe Domnul cu o cântare. Laura și cu fratele Gino doresc micuța Laura să laude pe Domnul cu o cântare. Apoi corul de copii, în timp ce Laura cu fratele Gino cântă, le rog să vină sus să se aranjeze, să cânte, un grup de fete și apoi corul de tineret, după care ascultăm și pe fratele Aurel, Domnul să-i dea cuvânt în continuare și noi inimi deschise. Amin.
cine l-a creat pe noi, pe toți, pe noi, pe toți, pe noi, pe toți. Cine l-a creat pe noi, pe toți, Domnul Dumnezeu. Cine a creat stelele pe cer, pasărea, peștele. Cine l-a creat?
Mulțumire fie adusă celui preanalt din ceruri, celor care ne-au hrănit la masa lui bogată cu lucrurile spirituale. Timpul trecut, do trecut cu lucruri bune. Un singur lucru care niciodată nu mă vaie de timp. Mie mi-a ajunge timpul. Întotdeauna. E fără 12 minute, imediat și așa stau rău cu picioarele, când vă văd că nu mă țin picioarele, am terminat predica și gata. Și cum a zis un frate pastor, eu zic că tot predicator, zice, auzi, mai să nu ții mai mult de 15 minute, că mai am în spatele mele alții care-s dornici să te spuie. Nu te teme, zice, că eu am cu inima și zice, cât ține pirula în gură, spui că nu am terminat. Bine, frate, 15 minute ține pirula. Bine, fratele, s-o tăt dus, vă 25 de minute, s-o tăt dus.
Păi măi, frate, tu n-ai zis că ăsta se zăgată pirula. Măi, ce, din greșeală, n-a băgat pirula, am băgat-o nastor. Și ala nu s-o moie. Ei, fraților, e foarte ușor. Cred că mă înțeles tinerește, tare mi-i dragi tinerește. Tare îmi place de voi. Când eram ca voi, nu mă temeam nici de mort, nici de nimic. E foarte ușor, faceți o să vorbim de alții, să vorbim de Pavel Apostol, să vorbim de Pavel și Sila, cum au fost în temniță, dar când e vorba de noi, Pavel Apostol, iubi fraților, el acolo cercetând cetatea Efes, văzând atâtea alătare acolo, i s-a întăritat Duhul, normal, practic, s-a nervat. Păi măi, dar câți Dumnezei aveți voi? Atâtea altare aici? Ba încă ceva mai interesant, pe un altar scrie unui Dumnezeu necunoscut. Că eu gândit aia de Efes, măi, poate mai este un Dumnezeu și nu știm, dar săracul de el, hai să facem un altar. Și Pavel v-a zis în felul următor. Ei, zice, pe ăsta eu vi-l vestez. Cel ce-a făcut mare și uscatul și nu locuiește în temple făcute de oameni. Oricât a fi biserica de frumoasă, noi suntem biserica, fraților. Noi și noi suntem templu Duhului Sfânt în care locuiește Duhul Sfânt în noi. Cel care a făcut mare și uscat-o, fraților, pe acela vreau să-l vestez eu, zice Pavel Apostol. Zice, în versetul 25, el nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viață, suflare și toate lucrurile se țin după el. Slăvit să fie el. În mâna lui, în brațul lui puternic, stă lume, stă oamenii și tot ce mișcă în mâna lui puternică și în brațul lui ploaie și zăpada, fraților, el ține zăpezele în cămările lui și ploaie toate și gheața o ține în sânul lui, binecuvântat să fie Domnul. De aceea îl binecuvântăm pe Domnul. Versetul 28, căci în el avem viața, mișcarea și ființa, după cum auziți și unii din poeții voi, suntem din neamul lui, slăvit să fie Domnul. N-a văzut dumneavoastră că el vede că te pune de pe un prunc, măi, tătă-i tatăl său în picioare. Tătă-i tatăl său, seamănă cu tatăl său. Păi noi, frate și rol, seamănăm cu tatăle nostru, cu Iisus Hristos. Slăvit și binecuvântat să fie. De aceea îl binecuvântăm pe Domnul și îl slăvim și îl mărim, frate și rol, slăvit și binecuvântat să fie el. Versetul 30. Dumnezeu nu ține în seamă de vremurile de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni ce să facă. Să pocăiască. Rămânem, vreau să vorbesc un pic de pocăință. Oamenii să pocăiesc și rămân cu năravurile în ei. El nu ține în seamă vremurile de neștiință, dar poruncește tuturor oamenii de pretutine să se pocăiască, fraților. Nu se roagă de oameni. El le poruncește pocăința tuturor oamenilor că a hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul prin care l-a trăpit aceasta, prin Iisus Hristos, glorie Lui. De aceea îl slăvim și îl binecuvântăm. S-a amintit aici, și se vorbea Duhul Sfânt, ai fraților ori. El va judeca gândurile oamenilor. De atâtea ori gândim ce nu trebuie. Orice gând le facem rob ascultării de Hristos. De altfel pocăința, fraților, fără naștere din nou. Eu în capitolul 3, versetul 1, fără naștere din nou, nu merge pocăința. Nu merge pocăința. Orice slujbă vi avea în biserică, oricât de fain sau oricât de frumos îi predica în biserică sau voi cânta în biserică, adevărata pocăință este
acasă. Nu cât de frumos vorbesc aici cu soție, cât de frumos vorbesc acasă. Nu cât de frumos vorbesc aici cu fratele Anielu, că e păstorul bisericii, bună frumos cu el. Cât de frumos vorbesc cu cei cu care lucru. Oare ce zic o mie aceea? Ce înseamnă pocăință? Câteva lucruri faceți, surori, fără naștere, fără naștere din nou, nu putem intra în împărăție lui Dumnezeu. Primul rând, al doilea lucru, frate, Evrei 12 cu 14, fără ăsta, pace și sfințire, fraților, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul, frate, surori. Pace în suflet, pace în familie, pace indiferent. Împărăția cerului este în noi. Împărăția cerului nu-i mâncare, nici băutură până te doare capul. Nici carne până nu mai știi ce să faci. Împărăția cerului îi pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Slăviți și binecuvântat să fie El. Dacă în mine e împărăție, părăția din mine și cu părăție care trebuie să fie, să fie răpită biserica, cinstea celui preanalt din ceruri și glorie lui, care va răpi biserica, fraților. Te gândești? Că nu o stată pe bancă. Ești gata biserică de răpire. Vine Domnul. Slavă lui! La mezul nopții s-a auzit strigarea, iată mirile, Iisus întâmpinare. Ce vom face? Ce vom face, frate și surori? Un tânăr bogat vine la Domnul Iisus și spune, auzi, bunul învățător, ce trebuie să fac ca să am viață veșnică? Îl interesa. Dar cum nu îl interesa? Făcutare, făcutare. Multe lucruri le-au făcut și le-au făcut bune. S-ar putea întâmpla ca multe lucruri bune să le facem și unul, dacă nu-l facem, e mare problemă. Era la zi cu toate. Și Domnul Iisus îl privește, îl iubește și zice, știi ce, îți mai lipsește un singur lucru. Și mesajul meu din seara aceasta este ce îți lipsește și ce îmi lipsește pentru împărăția cerului. Mi-e lipsește multe până acum. Mă gândesc că tot o mai găgăta cu ele. Un singur lucru îți lipsește. Apocalipsa 2, versetul 1, frate suror. Acolo spune clar celui păstor din vremea ce. Multe lucruri, știu răbdarea ta, știu suferința ta, știu cu tare, știu cu tăte, lucruri bune. Dar am ceva împotriva ta. V-a spus întrebarea odată, n-ai ceva împotriva mea? Din nervii care i-am, din poftele care am, din oate care, nu, mă uit unde nu trebuie, n-ai ceva împotriva mea? Noi, frate, nu îl punim pe Dumnezeu, cum a zis unul, dau un acordion în numele Domnului să mă ierte Domnul. Domnul, nu te iartă pentru cinstet care o dai. Domnul te iartă dacă te căiești, frate surori. El are poruncă și dă porunci, frate surori. De ce-ți pare rău de pruncul tău că nu te ascultă? De ce? De ce nu se lasă că ți-o dai orice, nu te teme. Ce am să faci cu tare, n-ai făcut. Hai să mergi la școală, tu ai măs, nu știi nimeni unde. Ai măs la folba. Ce-ți lipsește? Am ceva împotriva ta. Fiindcă ți-ai părăsit dragostea, care dragoste? Întâi, uită-te la doi tineri îndrăgostiți, că tătă unul la cealaltă se uită, o câțiva ani. Dar după ce trec ani, nu se mai uită tot așa. Nu-i așa? Dragostea dintâi, așa e pocăința, fraților, dragostea dintâi. Fără dragoste, fraților, nimeni nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 13, frate și surori, versetul 1. Chiar dacă ați vorbi limbi îngerești și omenești, chiar dacă aș avea darul prorocii, chiar dacă mi-aș împărți toată averea să hrană săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și dacă n-am dragoste, nu-mi folosește la nimica. Zero. Când faci socoteala,
Când tragi, faci inventarul. Am dat dărnicie, am dat zeciu, iar am dat cu tare, am dat cu tare. Dar dacă n-am dragoste, nu folosește la nimic, frateșilor lor. Dragostea este? Aleluia! Frate, du-te la ora de rugăciune, nu mă duc, numai dacă mă pui la predică. Frate, du-te, dar mai de mult zel, frate, du-te fără de rugăciune. Mereu plângând. Mereu plângând. Eram tânăr, mă trebuia la ora de rugăciune, tremura carne pe mine. Măi, dacă mă descopere Domnul aici. Dragostea, frate și surori, dragostea este Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca da pe singurul Său Fiu să moară, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică în Iisus Hristos. Dar am ceva împotriva ta. Dragoste nu se laudă, nu se poartă necuvincios. Dragostea pentru Dumnezeu îți găsește haine de alea pocăite, măi. A nu-și face haine după modă? Nu umblăm după modă, dacă moda își face pantaloni strâns. Ne face și noi pe pantaloni strâns. Ei, frate, după, noi trebuie să ne cunoască toată lumea, și pe îmbrăcăminte, și pe vorbă, și pe fapte. Măi, se vede că e pocăit. Se vede cum la biserică. Și vorba lui îl dă de gol, mă. Uite, mă, el nu se ceartă. Și dacă îl vorbești de rău, și dacă nu-l plătești, nu te vorbește de rău. De așa, frate, dragostea este Dumnezeu. Dumnezeu nu ține seama vremea neștiință, dar poruncește. Și când poruncește, frate, surori, trebuie să ne pocăim după cum ne spune cuvântul Domnului. Să știți, frate și surori, că pocăința nu-i... Acum, mă duc și eu, cum văd americanii ăștia, și americani, mă duc cu pantaloni scurți. Pocăința de-a lor. Pocăința nu-i după români, nici după neamț, frate și surori. Dumnezeu e Dumnezeu, cinste Lui. Și un Dumnezeu jingaș. E un Dumnezeu milos, frate și surori. Dar grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu și să nu fie cine să scăpe de acolo. Din mâna oamenilor, din mâna tribunalului te scapă oamenii, dar din mâna lui Dumnezeu nu te scapă nimeni. De aceea Domnul are pretenție și să umbli smerit, și cu îmbrăcămintea, dar și cu Duhul, și cu pocăința, să umblăm pocăiți ca Domnul să ne ajute. Frate și surori, dacă lumea asta zace în cer rău, frate și surori, pentru noi, noi avem o nădejde. Și a zis, plin de bucurie, când a venit împărăția lui Dumnezeu și când a luat biserica, când ne va răpi Domnul, cinste Lui. Eu uitat de durere de picioare. Nu m-a mai durea picioare atunci, nimic. Că acolo nu-i boală, acolo nu-i cancer, acolo nu-i nimic, frate și surori. El face lucrurile noi, slavă Lui și cinste Celui preanalt din ceruri care El lucrează. Rămâne, frate și surori, care trebuie neapărat să le avem. Credința, nădejdea și dragoste, care este de mare preț și zic ca Domnul și Tatăl din ceruri să ne ajute să trăim după cuvântul Lui. Amin. Aș dori în continuare grupul fratelui Daniel Rusu să mai laude pe Domnul cu o cântare, după care aș vrea să mulțumim lui Dumnezeu pentru slujba din această zi de dimineață și de după masă. Avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu care este și vrea să fie și în inimile noastre, să ne ajute Domnul să-L slujim. Am auzit în seara aceasta și dacă n-am fi auzit nicio predică, doar citirea predicii apostolului Pavel din Areopagul din Atena. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni și din America și din România și din Africa să se pocăiască. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Aș dori să plecăm din seara aceasta cu această cântare care spune mai luptă,
Mai rabdă, nu da înapoi, Iisus te întărește și îți dă puteri noi. El și-a dat viața să fii mântuit, nu-ți pierde chemarea ce ai primit. Cântați împreună cu noi. De la moarte, de ce vrei să dai înapoi? Privește înainte cu luna și doar pentru biruitor. Mai luptă, mai rată, nu da înapoi, Iisus te întărește și stă pe noi. El și-a dat viața să fii mântuit, nu-ți pierde chemarea ce ai primit. Mai luptă, mai rată, nu da înapoi, Iisus te-ntărește și dă pe noi. El și-a dat viața să fii mântuit, nu-ți pierde chemarea ce ai primit. Mai luptă, mai rabdă, nu da înapoi, Iisus te-ntărește și-ți dă pute noi. El și-a dat viața să fii mântuit, nu-ți pierde chemarea ce ai primit. Mai luptă, mai rabdă, nu da înapoi, Iisus te-ntărește și-ți dă pute noi. El și-a dat viața să fii mântuit, nu-ți pierde chemarea ce ai primit. Este calea ce duce la Domnul Iisus sus în cer. Mai luptă, mai rabdă, nu da înapoi, Iisus te-ntărește și dă pute noi. El și-a dat viața să fii mântuit, nu-ți pierde chemarea ce ai primit. Mai luptă, mai rabdă, și-ți dă puteri noi. El și-a dat viața să fii mântuit, nu-ți pierde chemarea ce ai primit. Lui Dumnezeu, să cerem Domnului putere să luptăm, să nu dăm înapoi, să nu ne pierdem chemarea care ne-a făcut-o Domnul. Cu toții să intrăm în rugăciune.